Te salut din nou la o altă lecție care ține de asemenea de cultură, de data asta secolul de aur al culturii românești. Ne referim la secolul XIX, o perioadă de importante transformări pentru civilizația românească, atât pe dimensiune politică, social-economică, cât și mai ales culturală. Împreună vom dezvolta 4 unități de competență, aceleași care sunt particulare pentru orele ce au referință la cultură: selectarea terminologiei, identificarea ideilor și aprecierea valorilor, argumentarea contribuției personalităților și planificarea și gestionarea proiectelor. În secolul XIX, România modernă are noi condiții de dezvoltare social-politică. Acțiunile revoluționare ale lui Tudor Vladimirescu, mișcarea pașoptistă, au grăbit formarea națiunii moderne în anul 1859, iar Alexandru Ancuza și-a adus o mare contribuție la dezvoltarea culturii românești. Condițiile noi pentru dezvoltarea culturii sunt legate în primul rând de aspectul social-politic, reformele democratice promovate de Alexandru Ancuza, iar ulterior și de regele Carol. Este dezvoltat învățământul, este susținută cultura și de cercurile politice, tot mai mulți tineri își fac studiile în Occident. Una dintre cele mai mari realizări ale secolului XIX, o invenție de rezonanță continentală, este pixul. Astăzi putem să-i mulțumim lui Petrache Poenaru pentru această invenție care a revoluționat lumea scrisului. El a avut ocazia de a obține studii superioare în așa orașe precum Viena și Paris și a ajuns un matematician, fizician, inginer și inventator cu renume. Invenția lui Petrache Poenaru a luat viață în timpul studiilor sale din Paris pe data de 25 mai 1827. O altă mare realizare a acestei perioade este prima sondă petrolieră din lume, care a fost deschisă la Ploiești de către Teodor și Marin Mehedințeanu, ce purta numele de fabrica de gaz. Chiar dacă această rafinerie este considerată primitivă pentru zilele noastre, atunci era considerat un mare pas în acest domeniu. Românii și-au adus contribuția la dezvoltarea culturii prin societatea Junimea. La 26 martie 1863, această societate, care era formată din 74 de membri, grupa intelectualitatea timpului și este baza culturii românești. Este considerată cea mai puternică asociație din secolul XIX din România și era formată din elita intelectuală românească: prozatori, poeți, pedagogi, profesori, doctori, filologi, istorici, matematicieni, juriști, etnografi și mulți alții. Țin să evidențiez că printre rândurile membrilor Junimii, mulți dintre ei și-au adus o enormă contribuție la dezvoltarea literaturii, etnografiei, pedagogiei sau chiar domeniilor politice și juridice. Secolul de aur se manifestă printr-o altă invenție din anul 1880 și acesta este automobilul cu abur, o invenție revoluționară și foarte importantă pentru pasionații de mașini. Dumitru Văsescu a simplificat conducerea automobilului dispunând robinetele și manometrele la vedere pentru o manevră cât mai comodă și mai simplă pentru această strălucită invenție. De asemenea, secolul de aur se manifestă prin cele două universități fondate de Alexandru Ancuza în anul 1860 la Iași și anul 1864 la București. Evidențiem că aceste două centre de cultură, de instruire, rămân prin importanță până astăzi. Școala în genere a evoluat în secolul XIX, începând cu Gheorghe Asachi, Gheorghe Lazăr, încă la începutul veacului și continuând prin contribuția impresionantă adusă de tinerii care veneau cu studii din Occident, în special din Paris, Cuza, Alexandrii sau din Berlin, Cogălnicianu. Ulterior, a evoluat prin studiile impuse obligatoriu și gratuit, prin legea instrucțiunii din anul 1864 promovată de Cuza.
O altă personalitate impresionantă este Victor Babeș, cel care a scris tratatul de bacteriologie în anul 1885 și este cunoscut ca părintele microbiologiei moderne. Contribuția lui în domeniul medicinei este foarte mare, pentru că el a studiat posibilitățile de tratare a bolilor precum tuberculoza sau rabia, este membru Academiei Române și fondatorul Școlii Românești de Microbiologie. Cei care își fac studii la medicină, de obicei studiază cercetările lui Victor Babeș. La 1 aprilie 1866 se fondează o societate a celor mai impresionante figuri din cultura românească modernă, iar ea a purtat numele ulterior de Academia Română. Fondată inițial din 25 de membri, este numită Societatea Literară Română, iar din anul 1867 poartă numele de Academia Română. Rolul principal era de a pune bazele limbii și literaturii române, studierea istoriei naționale, cercetarea importantelor domenii științifice. Cea mai impresionantă lucrare academică este, desigur, că DEX-ul, Dicționarul Explicativ al Limbii Române, care stă astăzi la îndemâna dumneavoastră în momentul când vreți să vă explicați un termen sau altul. În anul 1895 se impune o altă impresionantă descoperire, electroscopul al lui Dragomir Hurumuzescu, care este un adevărat pas spre dezvoltarea științei românești. Astăzi el este considerat fondatorul învățământului electrotehnic și este una dintre cele mai impresionante cercetări ale veacului 19. La 16 august 1897 pornește într-o expediție numită Belgica vestitul biolog Emil Racoviță. Scopul acestei expediții era unul grandios, de a explora continentul înghețat Arctica. Expediția îi va aduce un renume exploratorului român, dar și o contribuție deosebită pentru zoologie, în special pentru speciologie, unde este considerat pionier împreună cu francezul René Janel. Una dintre cele mai impresionante personalități ale secolului XIX este poetul Vasile Alexandrii, autorul Horei Unirii, Să dăm mână cu mână cei cu inima română. Cunoscut nu doar pentru poeziile sale de pastel, pentru performanțele sale în politică și diplomație, dar și ca un mare patriot care s-a implicat în mișcarea pașoptistă, redactând programul de la Iași din 27 mai 1848, iar ulterior și al doilea program al moldovenilor de la Brașov din 12 mai, Principiile noastre pentru reformarea patriei, în care se pronunța pentru reformismul democratic al societății românești. De aceea, transformările ulterioare se datorează în mare parte acestor idei și curente propulsate de pașoptiști, printre care s-a numărat și Vasile Alexandrii. Geniul literaturii române rămâne Mihai Eminescu, luceafărul limbii române, cu o contribuție imensă pentru dezvoltarea literaturii românești și promovarea poeziei. Membru activ al Junimii, cu ajutorul acesteia a obținut și funcția de redactor la gazeta Timpul. La Viena face cunoștință cu Slavici, care va scrie în amintirile sale despre Eminescu. Și chiar dacă s-a stins foarte devreme, este cel care ne-a lăsat un bogat patrimoniu legat de istorie, în care își manifestă admirația față de Mircea cel bătrân, eroul de la Rovine, acel bătrân și acel om simplu și la vorbă și la port, dar care a avut curajul să se impună întregului aleotman și să aducă victorie în epoca medievală. Ilustrează câteva perioade din istoria națională în poeziile sale și îi îndeamnă pe români să se creadă adevărați urmași ai Romei. Printre autorii clasici români se numără și Ioan Slavici, încurajat de Mihai Eminescu, și este primul autor care a adus la viață novela psihologică realistă în spațiul românesc. A activat alături de Ion Creangă, Vasile Alexandrii, Ion Luca Caragiale și se numără în elita de aur a acestui secol. Desigur că prezentarea culturii românești din secolul XIX este incompletă fără ilustru humuleștean care ne-a lăsat poveștile cu care am crescut în copilărie. Fata Babei și fata Moșneagului, soacra cu trei nurori sau amintirile din copilărie rămân până astăzi un adevărat patrimoniu al artei populare. Vreau să evidențiez de asemenea
rolul lui Ion Creangă în dezvoltarea pedagogiei, iar contribuția lui la alfabetizarea românilor este foarte mare. O altă personalitate remarcabilă este Ion Luca Caragiale, cel care a lăsat primele schițe de teatru. Astăzi îl recunoaștem ca părintele dramaturgiei teatrale românești și unul dintre autorii care au contribuit la dezvoltarea literaturii române. O altă personalitate de importanță europeană este Titu Maiorescu, atât prin formația sa intelectuală, cât și prin întreaga lui activitate. De-a lungul vieții a avut un aport imens la dezvoltarea nu numai a culturii, dar și la promovarea imaginii României în vizorul marelor puteri. A deținut funcția de prim-ministru al României, ministru de externe și a fost un important critic literar. Pictura este reprezentată de o ilustră personalitate, Nicolae Grigorescu, la care ne-am referit și la lecțiile anterioare când am studiat curentele literar-artistice din Europa modernă. Nicolae Grigorescu este fondatorul picturii române moderne. S-a făcut remarcabil în anul 1856 datorită compoziției istorice Mihai Scăpând Stindardul, ce reprezintă una dintre cele mai frumoase creații ale epocii moderne. O personalitate reprezentativă în pictură este și Constantin Daniel Rosenthal, un pictor revoluționar de origine evreiască, participant la Revoluția din anul 1848 în țara românească. Evidențiem, de fapt, tabloul său remarcabil, România Revoluționară, care a fost realizat în anul 1850 la Paris și care o ilustrează pe Elena Rossetti, ce a devenit simbolul idealurilor naționale românești din secolul XIX. Pentru secolul XIX vă prezint o frumoasă familie, familia Rossetti. De fapt, recunoaștem că România a fost bogată în familii culte pentru epoca modernă și contemporană. Dintre ele se evidențiază Rossetti și aici aveți 5 reprezentanți ai acestei familii. Implicit, Teodor Rossetti, prim-ministru României, membru de onoare al Academiei Române, care a avut ocazia să-și facă studii la Viena și Paris, numărându-se printre întemeitorii societății Junimea. Radu D. Rossetti, care este poet, dramaturg, avocat, activist și un traducător al operelor străine, inclusiv a operei Călătoriile lui Gulliver a lui Robinson Crusoe. Radu R. Rossetti, care este istoric, general român, decorat cu Ordinul Mihai Viteazu, membru Academiei Române și este vestit prin discursul Gânduri de vitejie în trecutul românesc, care a fost un mesaj extrem de important pentru încurajarea patriotismului, verticalității și demnității naționale. Maria Rossetti, prima ziaristă și publicist român de origine scoțiană, ea a fost imortalizată de către pictorul Rosenthal alături de soțul ei Rossetti. Constantin Alexandru Rossetti, om politic și publicist, unul dintre conducătorii Revoluției de la anul 1848 și mare activist pentru obținerea drepturilor burghezo-liberale în spațiul românesc. Prin urmare, remarcăm o evoluție spectaculoasă a culturii românești în secolul XIX. În a doua jumătate se înscrie o adevărată epocă de aur. Desigur că personalitățile pe care le-ați avut pot fi completate cu ilustre personalități precum Rousseau, precum Donici, precum Mihail Cogălnicianu. Am făcut referință doar la câteva nume sonore, punându-mi speranța că ți le vei completa cu altele și mai impresionante, și mai mari și te vei îndrăgosti de opera acestora. Îți mulțumesc pentru atenție și te aștept și următoarea dată la o oră de istorie.